ați venit la lecția de meșterit cu Ionela Lungu, un proiect al Centrului pentru Cultură și Arte Carne Seculare Neamț. Pentru astăzi, la lecția de meșterit, ne-am gândit să facem niște animăluțe vesele, un fel de fermă animalelor. Bineînțeles că le vom face din lut, dar ne mai trebuie și niște materiale, ca de obicei. Pânza pe care lucrăm, eboșoare, un sucitor și o oață cerată pentru a porționa lutul. Începem prin a secționa lutul ca pe mămăligă cu o oață cerată. Din bucata de lut ne vom face, ne propunem să realizăm niște animăluțe vesele, așa cum spuneam. Pentru început o să ne alegem o bucată pe care o vom rula prin mișcări circulare între palme. Cu podul palmei aplatizăm până când obținem un cerc. Îl punem deoparte. Ne mai trebuie o sferă pe care la fel o rulăm între palme și apoi o aplatizăm. Suprafețele cele două le vom suprapune și nu uităm să adăugăm puțină apă între cele două suprafețe pentru a face priza. Ia să sugerăm aici. Bun. Ne mai trebuie încă o sferă mică. Mai mică. Prin ciupire. Apoi rulare. Și aici va fi. Eu zic să o facem și mai mică. Ne adaptăm. Pe măsură ce modelăm, ne adaptăm la ceea ce dorim să iasă. Deci până acum ce avem? Avem un cerc mai mare, un cerc mediu și un cerc mic. Să vedeți ce vesel o să iasă când începe să prindă contur părcușorul nostru. Îi facem năsucul. Începe să prindă contur ce mai are părcușorul. Doi ochi. Îi marcăm cu un bețișor. Mai are două urechiușe, la fel prin ciupire și apoi cu ambele mâini și cu degetele mari și arătător, îi dăm forma urechiușei. O urechiușă, zicem că este aici și o presăm. Aici este cea de-a doua urechiușă și la fel prin mișcări de aplatizare între cele două degetele de la mâna stângă și mâna dreaptă. Și aici vom pune urechiușa. Marcăm un pic urechiușa, deja începe să prindă contur, îi facem și o codiță. Cum e codița purcenușului? Este rulată, da? Prinde. Este o vedere din fața purcenușului. Deocamdată îl facem așa, privit din față. Deci am făcut fața, am sugerat nasul sau râtul, urechiușele și parcă i-am face și niște piciorușe, două. Aplatizăm, încercăm să prindem și din spate și la fel, unind cu puțină apă, unu, doi. Iată purcelușul. Încercăm să facem și o văcuță, la fel. Secționăm. Deja avem experiență de la primul animăluț vesel.
Forma geometrică, figura geometrică pentru văcuță ar fi un oval, spre deosebire de porcușor, unde am folosit un cerc ca figură geometrică. Aplatizăm, putem să ne folosim puțin și de sucitor, prin mișcări liniare, să întindem foița de lut, întindem cu ajutorul degetelor cât ne trebuie, la fel conturul feței văcuței să fie tot un oval, aplatizăm, apăsăm, facem și partea din față, boticul, spre deosebire de porcușor unde era un cerculeț, aici, tot așa, cu degetele, încercăm să creăm această formă a botului văcuței. E ca o inimioară mai alungită, fără să aibă vârful acela ascuțit. În momentul când facem cele două nări, deja se formează fața văcuței. Facem la fel ochii, marcăm deocamdată, că după aceea îi putem scoate în evidență prin culoare și, desigur, ce mai are văcuța? Are urechiușe pe care le dispunem lateral spre amari. Se mai rotunde la văcuță. Așa. Așa. Marcăm aici mijlocul și codița vom face. O prindem la spate aici. Așa. Sugerăm că vine codița în față. Piciorușele. Și să nu uităm cornițele văcuței. Aici este coada stufoasă. Și două cornițe pe care le presăm. Ele vor fi puse în evidență apoi și prin culoare. Nu vă fie teamă că acum nu se înțelege, dar culoarea până la urmă va definitiva ceea ce am modelat. Și piciorușele. Cu aceeași metodă le prindem prin spate, prin presare, apoi cu un bețișor împărțim în două piciorușul fără să mergem până în partea cealaltă, ci doar un pic la suprafață. Și avem un porcușor și o văcuță vestră. Pentru că animăluțele noastre modelate s-au uscat, le putem picta. Un model îl avem aici, de față. Un porcușor și o văcuță.